Bine ați venit la un nou episod al podcastului Educație pentru Viitor, prezentat de Centrul MIT. Mă numesc Galina și mă bucur să vă prezint o rubrică nouă în cadrul podcastului nostru, care se numește Expert Talk, unde invităm specialiști, prezentăm opinii, discutăm probleme, definim soluții. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Andrei Munteanu, specialist în pedagogie și economie. Domnul Andrei Munteanu activează în calitate de lector universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Centrul de Formare Continuă. De asemenea, este recenzent interper pentru mai multe reviste științifice internaționale, precum Revista Internațională de Organizare a Rețelelor și Organizațiilor Virtuale, cercetări în domeniul comerțului electronic și altele. Are o experiență profesională vastă și a activat ca lector la Facultatea de Economie și Management, Universitatea din China. Domnule Munteanu, bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să vă văd! Haideți să începem de la început. Cum și de ce ați decis să deveniți profesor? Mai întâi de toate, trebuie să pornim de la faptul că eu sunt un om, ca și fiecare dintre noi, suntem marcați de cultura comunitară, de perioada în care am trăit, etc., etc. Eu m-am născut și am crescut primii 17 ani de viață, am trăit la sat, într-o familie de oameni modești, dar harnici. Și cred că cea mai bună valoare care am păstrat-o de la părinții mei este că ei întotdeauna m-au încurajat să păstrez curiozitatea, să-mi alimentez curiozitatea. După 10 clase, cum se spune în Republica Moldova, după 10 clase am mers la Facultatea de Limbă și Literatură Moldovenească pe atunci. Era încă timpul Uniunii Sovietice. Am devenit student la Limbă și Literatură Moldovenească, Facultatea Filologiei. Am lucrat bine în primul an și chiar dacă după primul an de zile am fost recrutat cu mulți alți tineri de vârsta noastră, am fost recrutat în armata sovietică. După ce am revenit din armată, în baza rezultatelor obținute într-un an de zile la filologie moldovenească, am putut fi admis la Facultatea de Limbi Străine, tot la aceeași universitate. Am urmat încă 5 ani de studii. Cum s-a întâmplat că armata m-a determinat să-mi schimb interesul de devenire profesională, e mai greu de zis. Pur și simplu, în timpul când, și din copilărie, dar și din timpul unui an de studiu, dar și mai mult în timpul a doi ani de serviciu militar, am văzut foarte multă inechitate și am văzut că sistemul social de pe atunci deja dădea semnale clare că este foarte vulnerabil, că este destructiv. Și în intuiția mea și în conștiința mea de pe atunci, eu înțelegeam că așa sisteme sociale nu pot fi viabile. Ele nu pot să dureze prea mult în timp. Dar pregătirea mea din acea perioadă, încă nu puteam să fiu în capacitate de a da răspunsuri de ce acele lucruri se întâmplă așa cum se întâmplau. Deci, când vorbesc cu oamenii și le spun că eu intuiam că Uniunea Sovietică o să destrame, unii mă cred, alții nu mă cred, dar eu foarte sincer cred că eu am fost foarte conștient. Eu credeam că Uniunea Sovietică se va destrăma, deoarece eu înțelegeam că nu avea cum să fie durabilă cu așa sistem de valori sociale cum era. Cunoaștem cu toții, deci undeva către anul 4 sau 5 de facultate, Uniunea Sovietică s-a destrămat. Încă fiind la anul 5, mi s-a propus să merg să predau lecții la practică pedagogică și atunci când am ieșit prima dată în fața elevilor, ca profesor, atunci mi-am dat seama că ceva s-a produs în conștiința mea, că m-a determinat că chiar vreau să rămân în sistemul educațional, că am simțit că e domeniul care mă interesează cel mai mult. Deși, până atunci, îmi doream o activitate intelectuală, pentru că copilăria a fost una așa mai specifică vieții de la sat. Îmi doream o profesie intelectuală, îmi doream foarte mult să fiu util pentru oameni, pentru societate și
Abia când am ieșit la practica pedagogică, atunci mi-am dat seama că, de fapt, calea de a fi cel mai util pentru societatea mea, pentru patria mea, este totuși domeniul educației. Am lucrat jumătate de an într-o școală rusă, din Ocnița. Apoi, un an de zile, am lucrat tot într-o școală rusă în orașul Fălești și era o perioadă foarte complicată, deoarece erau foarte multe polemici legate de limba maternă a populației băștinașe, legate de limba română, îndeosebi în școlile de limba rusă. Dar cred că am reușit să dau dovadă de un comportament prin care eu înțelegeam că eu contribui la construcția și îmbunătățirea dialogului social legat de acele probleme contradictorii și nu invers. Deci, undeva pe atunci încă înțelegeam că în educație poți să produci efecte nedorite. Educația nu înseamnă, prin definiție, numai ceva bun. Și așa era intuiția mea pe atunci. Da? Abia mai târziu am aflat că educație poate fi, de exemplu, ca și filtru social, sau poate fi educație ca funcție de producere, care are o bază științifică vastă. În scurt timp am fost invitat la Chișinău ca tânăr specialist și am activat la Colegiul de Microelectronică și Tehnică de Calcul, unde iarăși am fost implicat în activități de promovare a limbii engleze. M-am bucurat foarte mult că foștii mei studenți la care le-am predat limba engleză, cred că au luat în cel mai mare număr, au luat cele mai mari note la BAC, la limba engleză. Și aceasta a fost o chestiune care, într-un fel, m-a determinat să cred că abordările mele erau bune și am încercat să lucrez și cu alți colegi ca să răspândim practicile acestea. Iată, asta a fost ceea ce m-a marcat și m-a determinat, dar oricum, după aia, fiind tânăr specialist, mai ai nevoie de locuință și atunci când vin, de exemplu, o ofertă că un salariu de angajat la bancă este mult mai motivațional ca unul în educație, cumva m-au determinat că de prin anul 2003-2004 până în 2009 eu am fost detașat de domeniul educației, am lucrat ca și specialist bancar, ca și consultant în proiecte internaționale cu diferite instituții internaționale. Am încercat să mă implic cât mai mult astfel încât să aflu mai multe pentru a-mi satisface ceea ce ziceam anterior, curiozitatea mea de a merge mai ușor sau mai util prin viață. În 2009 am avut ofertă de a mă întoarce în domeniul academic, de a preda la universitate și am acceptat această provocare. Ați dorit din copilărie să urmați această cale profesională? Îmi vine greu să zic. Desigur că de mic copil îmi doream să am o viață mai ușoară. Și înțelegeam că o viață mai ușoară poți avea dacă ești un specialist bun într-un domeniu, într-o muncă intelectuală. Dar pe măsura în care înaintezi în viață, în experiență, înțeleg că de fapt munca intelectuală nu este cu mult mai ușoară. De ce? Pentru că dacă te implici în munca intelectuală cu adevărat, deci n-ai cum să nu te implici într-o anumită, hai să zic așa, nu că luptă de idei, dar o polemică de idei, și pe măsura în care te implici cu adevărat, că îți dorești să schimbi ceva, că îți dorești să produci ceva cu adevărat valoros pentru societate, nu e ușoară munca intelectuală. Dar oricum este mult mai utilă, mult mai importantă, după părerea mea, deși am un respect deosebit față de toți oamenii, indiferent de domeniul de activitate. După părerea dumneavoastră, cum s-a schimbat rolul profesorului în ultimii ani? Rolul profesorului a evoluat, la sigur, dar a evoluat în diferite țări ale lumii în dependență de factorul cum înțeleg eu. De exemplu, în țările unde educația este abordată ca un filtru social,
Rolul profesorului a evoluat mai mult ca o funcție de supraveghetor sau ca un fel de entitate a unui sistem de control și mai puțin axat pe logica formării unor calități umane în procesul educațional. În țările unde educația a fost mai mult abordată ca funcție de producere, desigur că rolul profesorului a evoluat mult mai benefic, cred eu, și dacă luăm de exemplu Elveția, da, unde se plătesc cel mai mult profesorii comparativ cu alte țări în lume, deci normal că rolul profesorului în acea societate a evoluat mult mai bine decât în alte părți unde salariile profesorilor sunt mici. O problemă în acest sens, cred că discuții cu privire la rolul profesorului pot fi multe, opinii pot fi foarte diverse, eventual pot fi multe polemici cu privire la aceasta. Un lucru, cred că e cazul să accentuăm. Profesorul are invariabil un rol mult mai important în dezvoltarea economică decât cum se credea anterior. Și atâta timp cât noi încă continuăm să abordăm profesorul mai mult tradiționalist sau în baza unor politici intuitive sau în baza unor lucruri care nouă ni se par că sună frumos la auz, dar nu abordăm rolul profesorului din interesul societății de a se dezvolta economic inclusiv, atunci normal că rolul profesorului este cumva înțeleasă distorsionat, poate univoc, și pe măsura în care societatea respectivă, prin faptul că nu înțelege corect rolul profesorului în societate, merge în declin economic, normal că și rolul profesorului cumva este erodată. Lumea înțelege că dacă suntem o țară săracă, probabil nici profesorii nu prea au mare valoare în cultura noastră. Și din păcate asta e realitatea cu care noi trăim. Adică nu că trăim noi ca țară luată aparte, o trăiesc și eu ca un cetățean care înțeleg anumite lucruri probabil din perspective care se discută mult mai puțin, dar ele contează să fie discutate. Deci ați prezentat o imagine generală despre mai multe țări, despre sistemul educațional. Ce ați putea să ne spuneți despre Republica Moldova și situația de aici? Republica Moldova are un avantaj comparativ cu alte țări ale lumii, cel puțin prin faptul că s-a reușit ca în Constituție să fie stipulat acces gratuit la educație, acces universal. Și eu cred că cei care socot aceasta o mare realizare au dreptate, dar este o dreptate cumva încă puțin utilă. Încă puțin benefică pentru cultura noastră, pentru societatea noastră. De ce? Pentru că accesul universal la educație nu implică de la sine și o calitate pe măsura acestui acces. Adică noi avem în Constituție dreptul la educație gratuită. Avem date statistici care sugerează că în Republica Moldova gradul de literație, da, este de peste 99%, dar cu toate acestea eu socot că noi avem o categorie de cetățeni în Republica Moldova care chiar dacă au studii, ei pot să trăiască mai rău economic ca unele categorii de, să zicem, oameni fără studii, de exemplu, Israel. De exemplu, eu doar vorbesc, recurg la anumite comparații din considerentele ca să ajut lumea să înțeleagă că educația este un sistem mult mai complex decât pare la prima vedere. De aceea, când vorbim despre Republica Moldova, ar fi greșit să nu abordăm lucrurile cumva mai științific decât am sesizat că se abordează până acum. Eu sucut că în Republica Moldova avem un anumit număr de circuite vicioase. Eu le zic așa. Ce înseamnă circuite vicioase? Un fel de stereotipuri, un fel de greșeli care continuă să ne predomine în conștiința socială
Și, din păcate, ne încurcă să schimbăm atitudinea față de domeniul educației și, respectiv, nu tragem foloasele la care noi ne așteptăm. Un astfel de circuit vicios este că, și aceasta, eu vorbesc despre circuite vicioase care le aud nu de la oameni simpli, le aud de la oameni cu studii, cu doctorate, cu doctor habilitat în științe, etc., etc., de la experți recunoscuți, care, dacă le spun numele, dumneavoastră îi cunoașteți indiscutabil. Un circuit vicios care predomină cultura noastră este că chipurile investițiilor în educație sunt numai pe termen lung. Da? Dar noi fiind în criză, noi nu putem să ne permitem acum să ne ocupăm de lucruri care ne pot aduce valoare adăugată pe termen lung, pentru că noi trebuie să supraviețuim azi, mâine, poi mâine, săptămâna viitoare. Socot că este un circuit vicios, deoarece acesta predomină cumva conștiința socială, cultura noastră cu privire la rolul educației în societate și ne încurcă să luăm decizii mai bune cu privire la educație și cu privire la ce se întâmplă în sistemul educațional. Pentru aceasta recurg la o mică comparație de statistici internaționale. De exemplu, am făcut o mică analiză, deși astfel de date pot fi aduse mult mai multe. Am făcut o analiză, de exemplu, observ că în Canada, randamentul economic din investiții în educație înregistrează o creștere de 7% timp de 3 ani de zile. În Irlanda înregistrează o creștere de 50% timp de 3 ani de zile. Iar în Israel, deci se înregistrează o creștere a ratei de randament din investiții în educație de 100% timp de 3 ani de zile. Adică ce vreau să zic este că randamentul economic din investiții în educație, el oscilează, fluctuează ca și orice alt indicator. Și dacă îl calculezi, înveți ceva. Îmbunătățești calitatea luării deciziilor în baza acestui indicator. Dar dacă nu îl calculezi, iai permanent numai decizii intuitive sau iai permanent numai decizii cumva tradiționaliste. Deci noi, în esență, ne autocondamnăm la rămânere în urmă, efectiv pentru totdeauna. Noi, efectiv, trăim într-o perioadă, în zilele noastre, când, dacă ne uităm așa la nivel de subtilități a politicii de stat, noi, în esență, nu diferim prea mult de vorbele care le auzeam în anul 2000. De exemplu, fostul prim-ministru Tarlev cândva s-a exprimat că întâi am dezvoltat economia și pe urmă vom acumula mai mulți bani și vom investi și în educație. Deci, chiar dacă acest citat nu se readuce în discurs public 100%, dar el predomină. De ce? Pentru că nici până în zilele noastre, în Republica Moldova, nu se calculează rata de randament de investiții în educație. Se fac declarații care sunt frumoase la auz, dar nu se admite, din păcate, că a nu calcula randamentul economic, prin definiție, noi ne asumăm un risc care ne încurcă să ne dezvoltăm. Deci, pentru că noi nu dezvoltăm o abilitate chintesențială pentru analiză comparativă internațională. A analiza sistemul de educație numai după numărul de diplome, numai după numărul de credite și numărul de, să zicem, eu știu, de absolvenți la diferite nivele educaționale, asta nu e analiză comparativă internațională. Asta este un fel de analiză retrospectivă istorică, care ajută la înțelegerea numai sub anumite aspecte ale, să zicem, evoluției sau funcționalității sistemului educațional. Dar în plan comparativ internațional, noi putem să avem diplome multe, dar să fie cumva un stoc de abilități sau de capacități umane care este mai puțin valoros decât în altă țară, unde poate diplome sunt mai puține, dar capacități mai multe. De ce? Pentru că, iarăși, așa cum am zis, greșim că nu aplicăm metrica internațională sau nu aplicăm metrica țărilor care iau acest indicator la baza politicii educaționale
la nivel de sistem, dar și la nivel de atitudine politică față de sistemul de educație în țările respective. Asta e doar un circuit vicios. Un alt circuit vicios este, și acesta l-am întâlnit într-o publicație științifică în Republica Moldova, că chipurile, în opinia unor specialiști în Republica Moldova, sunt prea mulți oameni cu studii universitare. Eu socot că iarăși e o greșeală foarte mare. De ce? Pentru că aceasta contravine cumva tendințelor mondiale. În general, de unde a apărut tendința ca oamenii să obțină în viața lor studii universitare? Literatura științifică dezvăluie că, în general, după anii 1950, în Statele Unite erau cei mai buni ingineri și probabil specialiști și pe alte domenii. Eu nu pun la îndoială că probabil erau și cei mai buni economiști din lume. Și cu toate acestea, guvernul american a luat decizia de a investi peste 500, de a crește investițiile în cercetare, dezvoltare, în decurs de câțiva ani de zile, cu un quantum de peste 500%. Aceasta, sub imboldul teoriei, economiei, educației, aceasta a făcut o schimbare atitudinală față de conceptul de producere a ideilor, care anterior nu exista. Numai că, din păcate, puțin se discută. Da? Și mai târziu am întâlnit iarăși în literatură de specialitate că Suedia a mers pe calea masificării învățământului universitar și cred că aceasta se vede acum în calitatea vieții lor. Și mai mult ca atât, dacă ne uităm la statisticile mondiale, în lume există o creștere continuă a înscrierii tinerilor de categorie de vârstă respectivă, dar nu numai, pentru că studii universitare pot fi luate la orice vârstă. Deci este o tendință de creștere a înscrierii la universități în permanentă creștere, îndeosebi după anii 1970. Ei, acum, cum poți să zici că în Republica Moldova sunt prea mulți oameni cu studii universitare, în timp ce în lume se vede o tendință clară că această rată creștere. Și observați, această rată de înscriere la universități, ea crește negătând la faptul că apare un alt risc. Apare un risc de a crește rata șomajului, crește tot mai mult și mai mult robotizarea industriilor, etc., etc. Și cu toate acestea, riscul de a pierde locurile de muncă chiar având studii universitare oricum nu intimidează lumea de a lua decizii să facă studii universitare. Și este explicabil cât se poate de simplu. Lumea a devenit mult mai sofisticată. De aceea, oamenii deseori iau studii nu numai decât ca să învețe și să lucreze anumit pe o profesie. Oamenii iau studii universitare ca să învețe să înțeleagă mai mult natura omenească, să învețe abilități de a aplica anumite logici în diferite situații de viață, nu numai decât anumite volume de cunoștință, dar anumite logici în diferite situații de viață. Și ei cred că studiile universitare îi ajută ca o tendință generală în lume. E, iată, în Republica Moldova, nu știu de ce asta se consideră ca un fel de problemă, între ghilimele. E păcat, e regretabil. Un alt circuit vicios pe care l-am întâlnit acum foarte recent este că chipurile economia educației ca știință nu are nicio legătură cu relațiile economice internaționale sau cu integrarea economică internațională, și eu sucut că aceasta tot este o mare greșeală. De ce? Pentru că probabil pentru a înțelege mai bine esența acestei greșeli, facem o analogie. Societatea unei țări, a unui stat, poate fi comparabilă cu o companie. Da? Probabil la nivel de companie numai nu există componenta apărare. Așa? Dar în esență este. În țară, într-o societate luată aparte, este contractul social, acolo este contractul de muncă, da, este departament de vânzări, producere, design, etc., etc. Așa e și în societatea care are statalitate. Ei, acum uitați-vă, cum poți să zici că diplomația Republicii Moldova poate face mari progrese, da, în
în activitate diplomatică dacă la nivel de țară lucrurile merg prost. Merg prost în producție, merg prost în elaborări științifice, merg prost în acceptarea noutăților științifice, merg prost în ceea ce privește, de exemplu, a face diferențiere dintre lucrări științifice sub aspectul reproducerii unor conținuturi și sub aspectul producerii de idei. Adică, și dacă, deci, succesul unei țări depinde într-o anumită măsură de calitatea prestației diplomatică, dar și diplomației, dacă ajung la un moment dat că în țară merg lucrurile foarte, foarte prost, deci ei nu pot să facă mai mult decât ceea ce se întâmplă la nivel de țară. Așa cum la o companie, oamenii în vânzări, angajații specialiști în vânzări, el nu poate să facă mai mult decât produsul care iese din alte departamente ale companiei. Deci, problema majoră pe care eu o văd este că acest circuit vicios despre care am vorbit acum, el este nu doar destructiv, el este și antiștiințific, după părerea mea, din simplu motiv că el contravine unor teorii care nu mai pot fi puse la îndoială. Noi nu avem dreptul moral, spunem, la îndoială, de exemplu, teoria logicilor multiple, sau spunem la îndoială teoria, să zicem, lanțului valoric, sau teoria, să zicem, interdependenței economice, sau teoria sinergeticii economice, sau economiei sinergetice, scuzați-mă. Nu avem dreptul să punem la îndoială existența sau valoarea economiei sinergetice și alte câteva științe care, dacă le lăsăm să fie cumva șterbite, deci noi nu determinăm calea corectă de dezvoltare. În discursul științific e ca și în drepturile omului. Deci eu am drepturi în măsura în care nu le încalc pe ale dumneavoastră sau a oricui din această sală. Da? Deci din momentul când eu vreau ceva care este contrar drepturile altcuiva, asta deja este o mare încălcare. Așa e și în știință. Deci științele pot fi acceptate, valoarea științifică a unor noutăți științifice este probabil mult mai valoroasă atunci când suntem mai receptivi și mai deschiși față de critică, decât atunci când noi pur și simplu negăm o anumită idee care, fără să admitem, este contrară altor teorii care deja există de 10 de ani. Am discutat un pic despre sistemul educațional din Republica Moldova. Știm că dumneavoastră aveți experiență și în alte țări, ați predat în țări precum China. Ne puteți spune mai multe despre aceasta și ce v-a marcat, ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut acolo? Mi-a plăcut foarte mult, efectiv, tot ceea ce am văzut în cultura chineză, dar și mai mult, în mod deosebit, cultura academică chineză. Fără să exagerez, m-am simțit că prin ceea ce fac este mult mai conductibil spre dezvoltare. De ce? Pentru că cerințele înaintate față de corpul didactic în universitățile din China, invariabil ele sunt o componentă a politicii de stat în domeniul educației. Și cred că în acest sens noi avem, dincolo de tot ce se vorbește despre China, noi avem multe lucruri de învățat de la China. În primul și în primul rând, cel mai mult ce m-a făcut să observ fără să vreau, eu în China am fost mult mai liber și m-am simțit mult mai liber în promovarea ideilor economice progresiste, pe care le consider progresiste, decât în Republica Moldova. Și cu toate scuzele de rigoare față de clasa academică, față de stabilimentul profesorilor de economie din Republica Moldova, dar acesta este un adevăr, în China m-am simțit mult mai liber, mult mai util. Am lucrat cu mult mai puțin stres, deoarece în China, din câte știu, acolo dacă, de exemplu,
un cadru didactic, are contract de muncă cu universitate, deci el este asigurat cu spațiu locativ, cel puțin două camere în campusul universitar, indiferent de faptul dacă mai are sau nu locuință prin alte părți sau ori indiferent de faptul dacă mai are sau nu alte averi. E un stimulent foarte important pentru asigurarea unui nivel de calitate mai avansat în domeniul educației. Dacă ar fi să vorbesc despre ceea ce nu mi-a plăcut în China, eram în perioada când s-a declanșat această, sau când Donald Trump a venit cu această inițiativă de a echilibra balanța comercială dintre China și Statele Unite ale Americii. Și în presă se vehicula foarte mult așa numitul război comercial. Și mi-a luat probabil niște eforturi deosebite ca să stau pe poziție și să încerc să argumentez că eu nu vedeam în acel discurs public dintre China și Statele Unite, nu vedeam un război comercial. Eu înțelegeam că era o dispută de interese economice, dar mai înțelegeam că aceste clișee erau vehiculate de cultura jurnalistică, care erau și ei în goană după vizualizări și după senzații tare, așa cum de fapt se întâmplă mai mult sau mai puțin în toate țările lumii. A fost cumva mai greu să apar acest punct de vedere, pentru că m-am simțit la un moment dat de a da dovadă de un curaj care nu-l simțeam anterior. Dar a trebuit să stau pe poziții, eu am dat interpretările mele, eu am spus că mai devreme ori mai târziu această echilibrare de balanță comercială între Statele Unite și China trebuie să se producă și aceasta se face în folos reciproc. Da, nu e numai în interesul Statelor Unite, e în interes reciproc, pentru că nu poți să lași acest balanț comercial să agraveze la nesfârșit și cu cât mai tare o lași să agraveze, cu atât mai tare o să lovească cândva ca bumerang un viitor anumit. Deci, pur și simplu, această inițiativă mi s-a părut foarte benefică și lor le era foarte greu că eu, un străin, da, aveam curajul cumva să exprim un punct de vedere care nu prea era ușor acceptat. Da? Dar a trecut și asta și ulterior am continuat să colaborez și cu universitatea și acolo pe loc fiind și la distanță. Numai că de la distanță desigur că au fost niște probleme, pentru că cum n-ai da prin predarea aceasta la distanță mare, cum n-ai dat, tehnologiile mai dau greș câteodată și s-au întrerupt de câteva ori comunicarea prin internet și desigur că aceasta cumva într-un fel a afectat șansele de colaborare mai departe de la distanță. Dar cu prezență fizică, dumneavoastră deja știți. Acum în China, din păcate, situația pandemică este mai complicată decât în alte părți ale lumii. Nu este foarte gravă. Dar oricum, n-a justificat politica cazurilor zero de COVID. Și asta e. E o realitate care trebuie să o înțelegi. Dumneavoastră ați menționat că în China vă simțeați mai liber și mai util. Ne puteți spune ce vă împiedică să vă simțiți așa și în Republica Moldova? Rând în Republica Moldova, eu socot că în politica educațională de stat se insistă de a face lucruri care eu le consider inutile. Dar uneori sunt impus de a le face doar din simplu motiv ca să nu intre în polemică prea mare cu administrația, pentru că eu doar atunci când evit să intr în polemică științifică cu administrația, nu fac lucrul ăsta din ferească Sfântul din cauza că mă tem. Dar înțeleg, la un moment dat, știți cum se poate întâmpla că sunt mai mult decât ar fi predispus să accepte și atunci se creează un fel de atmosferă care eu mi-aș dori să o evit. Da? Dar răspunsul meu undeva el deja s-a regăsit anterior. De ce? Pentru că eu am spus că în China, deci eu mă simțeam mult mai liber în promovarea ideilor economice progresiste decât în Republica Moldova. Pentru că eu lucrez la o universitate, dar am o cercetare științifică la o altă
în alt domeniu, în domeniul științelor economice. Și anume acest aspect, iată, pe dimensiunea cercetării mele în domeniul științelor economice, simt un fel de rezistență care mie mi se pare nu doar destructivă pentru șansele mele de succes. Ele sunt antiștiințifice și aceasta pe mine cumva mă deranjează. Și îmi pare rău că la nivel de politică de stat cumva nu se simte receptivitate față de astfel de semnale. Că am încercat. Am încercat să bat la uși, să deschid uși și din păcate, până la moment, eu nu vreau să zic că într-un viitor careva problema aceasta nu se va rezolva, pentru că eu sper foarte mult că cumva totuși se va produce o deschidere, da. Dar, deci eu nu am simțit, de exemplu, că în China se fie încălcat dreptul de a promova idei economice progresiste așa cum simt în Republica Moldova. Iată asta. Știm că ați făcut cursuri și studii în mai multe țări, precum Japonia, India, România. Ne puteți povesti mai mult despre experiența aceasta și cât de diferite sunt sistemele de învățământ acolo? Am avut privilegiul de a face studii în Japonia, la Institutul Național de Cercetări în Științele Economice, în India, Institutul Național de Management Bancar, și am făcut un program de masterat la Universitatea din Stockholm, adică despre Japonia, cumva chiar fusesem provocat și după ce am revenit am mai citit și alte literatură științifică legată de cultura educațională din Japonia. Dar desigur că cel mai mult pot vorbi despre comparație despre politici educaționale în cultura românească din perspectiva Republicii Moldova și despre politici educaționale în Suedia, unde am petrecut cel mai mult timp și am avut și privilegiul de a stabili o colaborare cu o universitate din Germania ca lector extern, cum se numesc în limbajul dumnealor, ca lector extern invitat. Periodic merg să predau acolo un curs care se numește Economie intangibilă și drepturi de proprietate intelectuală. Cel mai grav, care mi se pare, dacă am face o comparație între țările care le-am menționat și Republica Moldova, cel mai grav în Republica Moldova este că se vorbește puțin sau deloc despre economia proprietății intelectuale. Eu înțeleg că dacă în Republica Moldova se dorește cu adevărat și aud declarații la nivel public, că se dorește să atragă talente, etc., etc. Dar cu toate acestea, din păcate, astfel de declarații ele rămân cumva populiste, doar din simplu motiv că, în esență, nu se face nimic. Sau se face foarte puțin. Deci noi, nu știu din ce considerente, uitați-vă, noi chiar acum foarte recent aud discuții cu privire, de exemplu, la Republica Moldova ca producător de securitate și consumator de securitate, ceea ce mi se pare foarte plauzibil, foarte corect. De ce? Adică nu am putea să vorbim și despre Moldova ca producător de idei, despre Moldova ca producător de creativitate, pentru că și dacă cumva acel segment al economiei educației sau al sistemului educațional sau, dacă vorbim în dimensiuni mai ample, dacă acel segment al economiei intangibile nu ține cont de componenta economiei proprietății intelectuale și se tolerează și în continuare acel comportament care l-am sesizat în ultimii cipți în 10 ani, deci noi într-adevăr mergem într-o direcție nu doar problematică, dar probabil va fi foarte problematică și vreau să accentuez, nu-i doar părerea mea subiectivă. Nu vreau să numesc un nume concret, pentru că, din păcate, nu mi-am cerut voie de la persoana respectivă, dar am auzit acum foarte recent de la o persoană foarte bine stabilită în stabilimentul cadrului didactic de științe economice, care a spus că, da, în Republica Moldova, învățământul universitar se distruge.
Și eu cred că o mare problemă este că noi nu discutăm despre problemele chintesențiale. Nu vorbim despre randament economic. Credeți-mă, aceasta nu este un capriciu. Când vorbim despre randamentul economic, noi avem în vedere un indiciu că vrem să ne asumăm mai multă responsabilitate decât anterior. Da? Că educația contează, iar economiștii, sau mai bine zis contabilii, mai exact, îi spun în felul următor. Ceea ce contează se calculează. Deci dacă pentru noi educația contează ca valoare socială, deci noi trebuie să calculăm. Și nu trebuie să ne temem dacă într-un an, doi, se vor mai comite niște greșeli pe o anumită inerție. Dar noi creăm șanse de a lua o turnură într-o direcție mai bună și de a impulsiona dinamica într-o direcție mai bună. Pentru că dacă nu facem astfel de schimbări, deci eu nu văd viitorul acestei țări împotmolit în datorii externe, cu așa inflație și cu probleme atât de grave la capitolul șanselor de promovare a noutăților științifice. Nu văd viitor. Și dacă nu ne schimbăm, eu întotdeauna am fost convins de ideea unui mare savant, pe care îl respect foarte mult, apropo vorbesc despre fostul meu conducător științific, profesor emeritus de la Universitatea din Stockholm, care în una din scrierile sale dumnealui spunea în felul următor, că țările sărace ar trebui să aibă curajul de a vedea problema în primul rând pe interior, înainte de a căuta scuzele prin alte părți ale lumii. Și aceasta poate fi discutată încă mult mai mult, dar nu vreau să mă duc prea adânc în asta. Adică ce vreau să zic este că eu mai cred că în Republica Moldova, chiar vorbind despre lucruri esențiale, nu risc cumva să-mi tai șansele de a mă simți cumva mai util în sistemul academic și în domeniul educației. Deci, pentru că mai cred. Da? E firesc, e normal, e omenește să avem niște credințe. Dar dacă cumva această schimbare nu se va produce, știți ce îmi permite să mă simt încrezut în ceea ce vorbesc? Pentru că exact ceea ce vorbesc acum, sau mai puțin, sub alt, poate puțin în alt stil, dar eu lucrurile acestea le vorbesc efectiv după 2000 încoace. Și după 2000 încoace, în Republica Moldova, nici sub aspect economic, nici sub aspectul calității guvernării, nici sub aspectul creșterii economice, nici sub aspectul promovării educației, vreau zic, din punct de vedere științific fundamentat, mai viitorist, așa, nu s-au produs încă schimbări bune. Cu tot respectul față de factorii cheie, cu tot respectul față de guvernarea actuală și cele precedente, dar vedeți, noi totuși suntem ființe economici. Vedeți, noi în Republica Moldova avem un fel de cultură formată mai mult inspirată din literatură științifică și aceasta se simte. Da? Iată, de exemplu, de câte ori vrei să aduci o invocare științifică, numai decât vine cineva care zice, dar eu cunosc pe cineva, că spune ceva care contrazice ceea ce eu vreau să susțin. Și în esență, noi ambii avem dreptate. Numai că el are dreptate din punct de vedere subiectiv al unuia sau a două persoane. Iar eu probabil încerc să ajut lumea să înțeleagă că dacă noi nu învățăm a analiza funcționalitatea socială din punct de vedere a statisticilor. Deci noi nu putem să tragem concluzii mai bune și, în esență, noi distorsionăm mult sub aspectul sistemului de valori în societate, sub aspectul meritocrației. Haideți să luăm și din alt punct de vedere. Cum poți să vorbești despre meritocrație într-o țară unde, cel puțin, avem un stabilement de factori de decizie, experți, profesori, habilitați în economie, care cel puțin nu manifestă o curiozitate simplă să vadă, băi, dar chiar cât costă? Ce randament produce sistemul educațional? Nu de atâta că cuiva îi place, dar de atâta că există în lume. Sunt publicații,
Este Enciclopedia Internațională a Educației, unde lucrul acesta este... Deci, sunt atâtea argumente științifice și când auzi la un moment dat, nu știu cum, dar nu e așa, sau, de exemplu, nu contează cum gândim noi, păi, credeți-mă, de unde poate fi entuziasmul meu inepuizabil? Și spre final, dacă e să ne întoarcem la sistemul de învățământ din Republica Moldova, ce propuneri sau soluții ați avea pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ din Republica Moldova? Deci, cu privire la învățământul din Republica Moldova, cred că în primul și în primul rând ar fi cazul de revenit la acele puncte de vedere care eu le-am numit circuite vicioase și de încercat de înlăturat, de încercat de schimbat cumva mai creativ decât așa cum se întâmplă. Dar eu cred că noi în Republica Moldova ar trebui să revenim mai serios să discutăm despre calitatea conținuturilor educaționale. Pentru că calitatea conținuturilor educaționale exprimate sau care se regăsesc în manuale, ele reflectă cumva și calitatea concursurilor care au fost efectuate până acum, calitatea politicii de stat cu privire la editarea manualelor, etc., etc. Adică asta e o problemă nu doar serioasă, dar foarte serioasă. Pentru că știu că s-au cheltuit bani foarte mari, societatea aceasta va trebui cândva acești bani să-i restituie. Cine știe dacă vor fi cumva aceste datorii iertate, dar conținuturile educaționale sunt cel puțin la științele care eu le înțeleg ușor, pentru că eu nu vreau să pretind că pot să mă pronunț cu privire la conținuturile educaționale referitor la fizică sau la chimie. Nu, dar ceea ce privește conținuturile educaționale la limba română, la matematică, la științele economice, la calitatea predării economiei, pentru că eu când vorbesc despre învățământ, uneori fac combinații, vreau să zic că și cu privire la învățământul universitar și cu privire la învățământul mediu de cultură generală. Deci sunt multe lucruri care trebuie schimbate și acesta se poate întâmpla dacă vom conștientiza primul și cel mai important moment. Investiții în educație nu sunt cu efect pe termen lung numai. Ele pot să producă efect într-o perioadă relativ scurtă de timp, așa cum am zis, chiar într-o perioadă de 3 ani de zile, dacă sistemul educațional începe a fi gestionat mai calificat decât până acum. Iar ca să începem a gestiona sistemul educațional mai calificat decât până acum, avem nevoie să calculăm randamentul economic din investițiile în educație. Pentru că noi, doar faptul că suntem o țară cu venituri mici, așa? Deci noi nu putem să spunem că țara aceasta este, ferească sfântul, needucată. Nu, noi avem destulă, odată ce populația are multă moralitate și tolerează, vreau zic, guvernările populiste, asta înseamnă niște calități. Întrebarea este cum să facem ca această populație moralistă să se bucure de mai multă echitate din livrările sistemului educațional pentru viitorul societății noastre. Și noi nu avem cum să gestionăm corect dacă nu ținem cont și de componenta. Ok, nouă ne place că oamenii sunt cursivi în discuții, oamenii sunt joviali, oamenii sunt sociabili, dar dacă nu produce valoare adăugată în sens economic, tot ceea ce ne place se poate ruina foarte ușor. Dar noi pierdem foarte ușor identitatea culturală. Deci, nu în zadar, când vorbesc despre învățământul din Republica Moldova, cred că ar fi cazul să invoc niște citate care m-au marcat mai mult sau mai puțin recent. Una din ele este că lupta pentru științe economice este lupta pentru cultură. Studierea economiei, un alt citat, studierea economiei crește valoarea intelectuală a învățăturilor din orice alt domeniu științific care se întâmplă, care are loc în învățământul din Republica Moldova inclusiv. Dar și mai important ca atât este să conștientizăm că noi îl avem pe Marele Eminescu.
Marele Eminescu, noi îl elogiem ca poet, ca publicist, ca, mă rog, filozof. Dar Eminescu a fost și un mare economist. Pentru că eu socot că numai un mare economist, un foarte talentat economist, putea să producă așa un citat, cum ar fi că condiția civilizației statului este civilizația economică. Deci gândul lui Eminescu și citatul care m-a spus că lupta pentru științe economice, eu văd o legătură strânsă. Numai că Eminescu a vorbit cu sute de ani în urmă acest gând genial. Iar undeva în alte părți ale lumii se regăsește publicat în 2001. Simțiți, da? Deci noi am avut talente, economiști foarte talentați, numai că din păcate, din ce considerente s-a întâmplat iată aceasta, eu știu de ce. Deoarece noi prea mult ne-am lăsat cumva influențați de cultura marxistă. Și cu privire la aceasta, cred că este cazul să conștientizăm un lucru. Marx personal, la sfârșitul vieții sale, a recunoscut că el a greșit prin ceea ce a scris. Și sunt contemporan. Asta e demonstrat științific. E din sursă științifică. Adică oricine, dacă manifestă interes, pot să mă contacteze și eu le dau sursa. Deci el singur a recunoscut. El își dădea seama că prin scrierile lui, el a produs niște influențe care, din păcate, o să aibă repercursiuni nu tocmai ceea ce el și-a dorit. Dar, din păcate, deja lucrurile era, cum să-l spune, deci deja ideile lui făceau anumite influențe în lume. Și cum s-a întâmplat? Iată că noi continuăm și în zilele noastre, încă să fim prea mult influențați de ideologia marxistă, e o mare problemă și e un mare semn de întrebare care urmează încă să găsim răspuns. Dar problema este în felul următor. Deci noi avem nevoie de a căuta și interes economic din educație. Iar în ce măsură realizăm acest scop, noi trebuie să calculăm, da, randamentul de investiții în educație. Și desigur că ceea ce mi-aș mai dori în Republica Moldova este ca când vorbim despre anumite științe, totuși trebuie să fim mai receptivi vis-a-vis de faptul dacă persoana cu tare sau cu tare are și niște credite academice. Da? Pentru că noi, dacă nu ținem cont de creditele academice în formarea de atitudini față de anumite idei sau de anumite opinii promovate, spuse, vorbite în public, dacă noi nu ținem cont de acest lucru, de acest fapt, noi în esență distorsionăm esența meritocrației. Iar dacă distorsionăm esența meritocrației, noi în esență nu putem produce un sistem educațional echitabil. Și iată, asta este un lucru care, când vorbesc despre China, doar observați, eu am vorbit foarte mult despre economia educației în China. Și am aflat că chinezii, de exemplu, de cel puțin 25 de ani, ei calculează randamentul din investițiile educației în țara lor și ei știu că, iată, mâine, poi mâine sau în curând, într-o anumită perioadă de timp, vor veni la nivelul randamentului obținut de țările industrializate, așa, de mai mulți ani. Adică, dar ei nu vorbesc despre interes economic, ei vorbesc despre echitate. Dar ce înseamnă echitate educațională? Echitate educațională, după mine, asta înseamnă că atunci când tânărul vine în sistem educațional, oricare n-ar fi plăcerea. Deci profesorul tot este, suntem oameni, suntem ființe umane și fiecare profesor are predilecțiile lui, plăcerile lui, etc., etc. Și oricare n-ar fi plăcerile noastre, noi întâi și întâi, în afară de logica elevului sau studentului și logica profesorului pe care o aplică, să recurgem tot mai des la logica raționării. Da? Iar logica raționării, aceasta înseamnă că, ok, mie îmi place una, a doua, a treia, dar cât de echitabil este ca plăcerile mele să fie impuse studenților sau elevilor. Și atunci, logica raționării ne-ar ajuta mult mai ușor să ne orientăm în ceea ce privește construcția relațiilor dintre elev și profesor. Sau, da. Deci, pentru că, observați, noi, în lecțiile mele, eu aud de la mulți profesori, ce să fac, iată,
parcă toți învață bine până la vârsta de clasa a 5-a, a 7-a și după aceea absolut subit devin rebeli. Păi ei devin rebeli deoarece ei la un moment dat încep să înțeleagă niște lucruri care nu le înțelegeau. Asta e fiziologic, e explicat și științific e explicat. Da? De ce? Pentru că dacă se analizează creșterea coeficientului de inteligență în formarea tinerilor, deci până la vârsta de 13-14 ani, coeficientul de inteligență se formează în quantum sau în proporții de aproximativ 90-95%. Și chiar dacă coeficientul de inteligență este format în baza la niște conținuturi care sunt specifice nouă, oricum, elevii, chiar dacă nu își pot da răspunsuri de ce a pierdut prea mult timp în sistem educație, da? Dar el simte că a pierdut. Și această senzație a pierderii de timp, da? Deci ea cumva îl determină să devină rebel și cu cât mai mulți tineri, eu nu vreau să spun că asta e caracteristic pentru majoritate, dar chiar să ai 40% din tineri care devin rebeli, iată în felul în care eu am explicat acum, așa, asta deja e o problemă foarte serioasă pentru sistem. Deci noi avem nevoie de un sistem educațional mai echitabil, pentru că, observați, lozinca educație centrată pe elev încă nu înseamnă a fi echitabilă. Domnule Munteanu, ce mesaj ați dori să transmiteți profesorilor și colegilor din Republica Moldova? Mai întâi de toate, când vorbesc despre profesorii din Republica Moldova, eu cred că e foarte corect să vin cu scuzele de rigoare, pentru că înțeleg că unele lucruri din care eu le-am vorbit pot fi cumva interpretate ca ar aduce atingere unor profesori. Rog să fiu din start înțeles corect, nici de cum, pentru că eu cred că tot ceea ce vorbesc eu este doar în favoarea rolului sau creșterii rolului profesorului în societate. Iar uneori, având în vedere că sistemul educațional din Republica Moldova trebuiește abordat după teorie sau știința sistemelor, deci pentru ca să-i dăm funcționalitate unui sistem așa cum noi ne dorim, pentru că eu cred că majoritatea își doresc sistemul să fie un progresist, este nevoie de a scoate în evidență și părțile negative, nu numai părțile pozitive. Eu cred că, în primul și în primul rând, când vorbesc despre profesori, vreau să vă doresc, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, vreau să vă doresc sănătate, vreau să vă doresc pace, pentru că, din păcate, realitățile zilelor noastre cumva ne impune să ne dorim tot mai des și mai des pace unii altora. Vă doresc succese, vă doresc răbdare și vă doresc și mai mult deschidere pentru a implementa proiecte sau idei educaționale mai progresiste decât anterior. Eu cred că implementarea ideilor mai progresiste în sistemul educației sau cu privire la sisteme de educație nu va crea nicio problemă în sistem sau pentru cadrele angajate în sistem. Aceasta poate doar schimba percepția cu privire la faptul că rolul profesorului în cultura noastră este unul mult mai valoros, nu doar în sens tradiționalist, dar și sub aspectul necesității tuturor din societate de a crește mai mult economic. Pentru că fără creștere economică noi nu avem șansă de a ne păstra identitatea culturală și aceasta nu trebuie să fie un mare secret. De aceea, stimați colegi, stimați prieteni, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, vă doresc sănătate din toată inima, vă doresc mult curaj pentru a depăși mult mai ușor această perioadă de conflict chiar în vecinătatea noastră imediată și trebuie să mai ținem cont de o quasi-axiomă, iarăși, care cred eu că contează. Eu cred că Republica Moldova, dacă va reuși ca stat, va reuși doar prin creștere intelectuală. Dar dacă nu va reuși în creștere intelectuală, atunci nu va reuși deloc. Într-un ceas bun.
Domnule Andrei, vă mulțumesc mult pentru acest mesaj și aceste idei frumoase. Sperăm să mai avem discuții de genul în viitorul neapropiat. Da, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru această inițiativă. Vă mulțumesc pentru timpul dedicat, pentru că înțeleg că este o idee care mi inspire, o inițiativă care mi inspire una foarte binevenită. Și într-un ceas bun. Într-un ceas bun ca să depășim cu toții cât mai curând această criză, pentru că eu cred că este posibil. Stimați urmăritori, dacă doriți să vă împărtășiți opinia, să ne spuneți dacă sunteți sau nu de acord cu cele expuse mai sus, vă rugăm să vă alăturați discuțiilor noastre pe e-mail, Facebook sau LinkedIn. Vă mulțumim pentru atenție, ne vedem la următoarele emisiuni.